O bucată de tencuială a căzut vineri de pe blocul Lira Cristal pe trotuar, chiar în zona trecerii de pietoni care traversează bulevardul spre Perla. S-a întâmplat la orele după amiezii, în plină forfotă, și numai norocul a făcut ca evenimentul să nu surprindă pe cineva la locul nepotrivit, în momentul nepotrivit. Privind rămășițele de pe trotuar, îți dai seama că bucata de tencuială desprinsă de la etajul al doilea era cât casa de mare și de grea. O exagerare la care suntem îndreptățiți ca să ne facem o imagine despre ce se putea întâmpla dacă cineva era surprins de desubt. E grea o lovitură din asta. Da, sau? Iar dacă te uiți în sus, la fațada clădirii, ciobită în foarte multe locuri, îți dai seama că evenimentul de vineri a fost cu repetiție în timp. Poliția și jandarmii au asigurat perimetrul până când pompierii au venit să elimine alte bucăți de tencuială atârnând a pericol. Judecând însă după cum arată toată fațada, trotuarul din fața blocului Lira Cristal nu mai prezintă încredere pentru zălăuani.